Legumicultorii care au mizat pe desfacerea propriilor recolte în marile lanțuri de magazine se plâng acum de faptul că profitul nu este unul pe măsură. Printre cei care au renunțat la un astfel de contract cu un retailer se numără și Marin Gheorghe, agricultor, dar și primar în comuna Matca, județul Galați. Acesta spune că din cauza fluctuației prețurilor la legume, de cele mai multe ori a ieșit în pierdere. Cei care nu au lucrat niciodată cu lanțurile magazine, într-adevăr, doresc lucrul acesta. Dar când odată intrat acolo, cum să spun eu, sunt cheltuielile foarte mari. De exemplu, cum e un leu prețul acum astăzi, da? Dacă faci astăzi preț cu lanțul de magazine, îl faci la săptămână. Dar mâine poimi poate să ridică prețul la 3 lei. Și tu l-ai făcut cu 2,50 lei dus acolo, plus cheltuieli, plus ambalaj, plus aia, plus aia. Și ai pierdut. De multe ori mi s-a întâmplat lucrul acesta. Și înțelegeți? Și e foarte greu după aia să recuperezi ce ai pierdut. De asta e un sistem în așa fel încât, cum să spun eu, dacă ar fi prețul la zi, ar fi excelent. N-am și pierde nimic. Da, a scăzut prețul, e benefic și pentru lanțul de magazin. Nu mai dau cu 5 lei, 6 lei kilogramul, ci îl dau cu 2 lei. Deci un leu, dacă e costul lui, plus ambalare, plus transport, plus aia, îl dau la 2 lei. Atunci mănâncă și consumatorul la un preț convenabil. Dar uite că aici ne încurcăm un pic, trebuie un pic și legislație sau guvernanță să ne vină în ajutorul nostru. Sau se facă, mă gândesc eu, de exemplu, l-ai luat cu un leu, da? Tu n-ai voie să-l vinzi mai mult de 2 lei. Îți spun transportul, cheltuielile ce ai tu, dar mai mult de 2 lei să nu-l vinzi. Gândiți-vă că ai 100% acolo, da? De la un leu la 2 lei, 100%. Unde se vinde așa ceva în lume? Să fie un preț rezonabil pentru toată lumea, să mănânce și consumatorul. Păi de ce s-a blocat acum? Cât e prețul, cum a spus dumneavoastră, la lanțul de magazin sau în piețe? E de la 5 lei în sus, da? Păi dacă ar fi 2-3 lei, n-ar lua 2-3 kg. Omul nu mai ia un kilogram sau jumătate de kilogram. Ar lua 2-3 kg și ar mânca.